Bună ziua! Se intonează imnul național al României. Thank you.
Se execută apelul solemn. Informație, 32 de ofițeri, 12 suboficeri, un maestru militar, s-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți! Domnule locotenent colonel, la compania 1, informație, 6 ofițeri, un maestru militar, 40 suboficeri, 64 gradați profesioniști, s-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți nemotivați! Domnule locotenent colonel, la compania 2, informație, 5 ofițeri, 36 suboficeri, 50 gradați s-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți de motivație. Domnule locotenent colonel, la compania 3, informați, 5 ofițeri, 34 suboficeri, 47 gradați profesioniști, s-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți de motivație. Domnule locotenent colonel, la compania 4, informați, 5 ofițeri, 20 suboficeri, 57 gradați profesioniști, s-a executat apelul solemn. Nu sunt absenți de motivație. Domnule locotenent colonel, la plutonul civil, o formație, un ofițer, un maestru militar, un ofițer, soldat de la dată, s-a executat acolo colegi, nu sunt atât de motivat. Oficiază serviciul religios. Batalion de scope, aici! Slavă sfinte și cele de oființă și de viață păcătoare și îndespărțitei trăini, totdeauna, acum și purea și în vecii vecilor.
Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vină și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată înțelepciunea și mângâiește bunurile sufletului noastră. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă părădulicile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturea și de vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră și-a spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta e împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îți rece drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie, dramatul citire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție. S-a Domnul între ucenicii Săi. Aveți credință în Dumnezeu, că ce de dorat vă spun vouă, că cel care va zice multe lui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și se va găi inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun tot, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar pe stază vă rugați, iertați orice aveți să potriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din cerul să vă ierte vouă greșelile voastre. Deci dacă nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri, nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta! Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu, ostenitori, militari ai așezământului acestuia, pentru toți cei care aduc acum mulțumire pentru binefacerile care au fost asupra lor lui Dumnezeu, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Ca să li se ierte toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Îngerilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și vedea mea de neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu putremur care și te rog nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi, militari români întorși din teatrul de operații. Și ca pe Domnul și Binefăcătorul Tău să fim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugăm cu umilință, nemăsurata și nespusă Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi rugăciunile noastre și cu vrăstivire ne-ai învrâncit a ni se împlini cererile. Așa și de acum înainte, vrâncește-ne-a spori, în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândii ale Tale binefacere, frână cu toți credincioșii Tăi. Izbăvește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Și ne vrâncește pe toți totdeauna mulțumirea aduce ce de prea bunea grei și a cântat ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Căpătorului Duh, Dumnezeului Celui Însoțit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin.
înțelepciune. Binecuvintează Hristos adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mătălena Cope, domnilor și domnilor, are loc decorarea drapelului de luptă al batalionului. Pe domnul pe comandantul brigăzii 1 mecanizată Argedava, domnul general de brigadă Valentin Brânzei, să dea citire decretului de decorare a drapelului de luptă al batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șovel. În temeiul prevederilor articolului 94 litera A și ale articolului 100 din Constituția României Republicată, ale articolului 4 aliniatul 1 și aliniatul 2 litera C și ale articolului 9, litera A, din legea numărul 29 din 2000, privind Sistemul Național de Decorație al României Republicată, precum și ale legii numărul 517 din 2003, privind conferirea decorațiilor de război, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice, atât pe teritoriul național, cât și în teatre de operații, precum și pentru contribuția adusă la promovarea imaginii Armatei României, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de comandor, cu un semn pentru militari de război, drapelului de luptă al batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șovert. Thank you.
batalion drepți? Batalion pe loc Rebaus! Dorind a răsplăti contribuția adusă la ridicarea prestigiului Armatei României, Ministrul Apărării Naționale conferă emblema de onoare a Armatei României domnului locotenent colonel Cezar Cucoș, comandantul batalionului 495, protecția forței Fulturii Negri. Distinția este oferită de către Ministrul Apărării Naționale, domnul Nicolae Ionel Ciucă. Locotenent Adrian Clavac, locotenent Eugen Rusu, plutonier major Mihail Chevorchian, plutonier major Ionuț Mobilă, plutonier Dănuț Vlad, caporal clasa a doua Ionuț Cercuță, caporal clasa a treia Gheorghe Pociu, caporal clasa a treia Alin Moroșanu și caporal clasa a treia Paula Moroșanu. Distințiile sunt oferite de către Ministrul Apărării Naționale, domnul Nicolae Ionel Ciucă.
formație. Marș! Comandantul batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șovert, locotenent colonel Cezar Cucoș, oferă placheta batalionului ministrului apărării naționale, domnul Nicolae Ionel Ciucă. În semn de apreciere a profesionalismului manifestat în îndeplinirea misiunilor încredințate și a rezultatelor obținute în activitatea desfășurată, șeful statului major al apărării conferă emblema de onoare a statului major al apărării domnului major Bogdan Năstase. Distincția este oferită de către șeful statului major al apărării, domnul general locotenent Daniel Petrescu. Semn de apreciere pentru îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor și misiunilor încredințate personalului din cadrul misiunii Resolute Support Mission din cadrul de operații Afganistan, șeful statului major al forțelor terestre conferă distincții militare personalului batalionului după cum urmează. Emblema de onoare a forțelor terestre domnului major Claudiu Grandel și domnului major Cristinel Hagiu. Distincțiile sunt oferite de către comandantul componentei operaționale terestre și locțitorul al șefului statului major al forțelor terestre, domnul general major Dorin Vlaiu. Emblema de merit în serviciul armatei României clasa 3-a, domnului sergent major Petrică Mola. Distincția este oferită de către comandantul diviziei 2 infanterie Getica, domnul general major Dragoș Iacob. Emblema de merit în slujba păcii clasa a treia următorilor militari. Major Florin Boltoiu, capitan Bogdan Mrejeriu, locotenent Gabriel Chiriloiu, locotenent Adrian Clavac, locotenent Alexandru Dascălu, locotenent Adriana Ghiunea, locotenent Mădălin Țăran, locotenent Vlad Vizitiu, sublocotenent Florin Roadevin, sublocotenent Vlăduț Vătămanu, preot militar Ionuț Popa, locotenent Roxana Manolache. Distincțiile sunt oferite de către locțiitorul comandantului componentei operaționale terestre, domnul general de brigadă
Dorin Toma. Plutonier adjutant Felix Stănimir. Plutonier adjutant Marian Șerbănoiu. Plutonier major Cosmin Ceacăru. Plutonier major Alexandru Prescurea. Plutonier major Ștefan Sergiu. Plutonier major Ionuț Butariu. Plutonier Costinel Manea. Plutonier Dumitru Năstruț. Caporal clasa a doua Constantin Surugiu. Caporal clasa a treia Ionuț Chenescu. Și caporal clasa a treia Marian Ioniță. Distincțiile sunt oferite de către locțiitorul pentru resurse al șefului statului major al forțelor tereste, domnul general de brigadă Marian Mazilu.
Patria. Salut, Patria. Comandantul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, pentru un altul profesionalism manifestat pe timpul misiunilor încredințate, conferă emblema de onoare a comunicațiilor și informaticii doamnei capitan Cristina Tănăsoiu. Distinția este oferită de către Comandantul Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești, domnul general de brigadă Florin Barbu. Șefuri direcției medicale, pentru profesionalismul dovedit în exercitarea atribuțiilor funcționale, conferă o emblema de onoare a medicinei militare domnului major Cosmin Dumitrescu. Distinția este oferită de către comandantul Brigăzii 1 Mecanizată Arcedava, domnul general de brigadă Valentin Brânzei. Domnule ministru, vă rog să-mi permiteți să ofer drapelul României care a fost arborat în baza aeriană Kandahar și fanionul batalionului domnului plutonier adjutant în rezervă, Porumb Daniel, rănit în anul 2007 în teatru de operații Irak. Doamnelor și domnilor, are cuvântul domnul locotenent colonel Cezar Cucoș, comandantul batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șober. Domnule ministru, domnilor generali, distinși invitați, stimați colegi. 6 martie 2020, o zi aparte în istoria batalionului 495 parașutiști, capitan Ștefan Șober, o filă importantă în cartea de onoare a unității, marcată de încheierea participării noastre la misiunea Resolute Support în teatru de operații Afganistan. Din onorata postură de comandant al batalionului Așoc, cum a raportat la plecarea în misiune în baza mandatului primit, mi-am stabilit două obiective majore la fel de importante. Unul dintre acestea era executarea la cele mai înalte standarde a misiunii în parteneriat cu forțele de coaliție și cele de securitate afgane. Cel de-al doilea nu putea fi altul decât întoarcerea în țară cu efectivul complet, având un moral ridicat, o experiență în plus a ceea ce înseamnă și ce implică un teatru de operații actual, gata să ducem mai departe cunoștințele acumulate. Astăzi, la încheierea misiunii, cu sentimentul datoriei împlinite, personal, vreau să mulțumesc vouă, subordonații mei,
pentru modul cum ați înțeles de la început cât de important este ceea ce avem de făcut, conștienți de răspunderea pe care o purtăm fiecare. Cu toții am avut de învățat acolo. Teatrul de operații și lucru în condițiile unui mediu operațional dificil oferă lucruri inedite. Nicăieri nu am fi putut să aflăm mai bine cine suntem, cum să formăm și să lucrăm în echipă, cum să ne corectăm și să ne adaptăm din mers, cum să ne automotivăm, cum să împărtășim experiențe profesionale anterioare, cum să ne cunoaștem și să ne încurajăm unii pe ceilalți. Acolo cei mai tineri dintre noi au aflat ce înseamnă cu adevărat să fii lider militar, să conduci oameni, să gestionezi și să ieși cu bine din situații critice. Încheierea cu succes a misiunii rămâne o certitudine că am lucrat foarte bine, că am învins bariere, că am înțeles până la capăt fiecare cine suntem și ce reprezentăm în angrenajul complex al unui batalion constituit și dislocat într-o zonă de conflict, într-un mediu operațional dificil și tensionat. Prin calitatea lucrului cu partenerul din divizia 82 aeroportată americană, cu forțele de securitate afgană și cu liderii locali, am putut arăta performanțe și ceea ce este măsură să facă un batalion de parașutiști români, reprezentând astfel cu onoare forțele terestre din care facem parte armata română și, nu în ultimul rând, România. Faptul că suntem acum în efectiv complet, în formație, nu înseamnă că a fost ușor. Două misiuni asumate în două zone diferite, în Kandahar și în Kabul, cu tipuri de amenințări diferite, dar complexe, au creat situații dintre cele mai diversificate, specifice teatrul de operații Afganistan de astăzi. Am acționat pe timpul alegerilor prezidențiale, pe timpul controversatelor negocieri de pace din toamna trecută, sau atunci când o țară vecină amenința public că va ataca bazele americane aflate în Afganistan, acolo unde ne aflam să asigurăm protecția forței coaliției de altfel. Salvarea vieții unui important lider militar american și a echipei sale de consiliere, pe timpul unui atac de tip Green on Blue, descoperirea unor importante depozite de rachete ale insurgenților sau găsirea unor dispozitive explozive improvizate amplasate pe rute de patrulare, rămân mărturii ale performanței batalionului în Afganistan. Zile și nopți de pregătire intensă în țară, urmată de zile și nopți de misiuni în condiții de vară toride sau de iarnă, în patrule, în puncte de acces ale bazelor militare sau în posturi, au însemnat un efort deosebit pentru noi toți. Iar dacă la mai bine de un an de la declanșarea procesului de operaționalizare până astăzi nu ne-am înregistrat cu un eveniment grav care să afecteze iremediabil sănătatea militarilor, viața acestora sau succesul misiunii este, cred eu, un fapt care spune mult despre ceea ce, prin maturitate, rigoare și profesionalism, militarii batalionului 495 Protecția Forței au reușit astfel ca în acest moment să putem raporta cu onoare misiunea îndeplinită în Afganistan. Acum, la final de misiune, suntem pe deplin recunoscători familiilor și apropiaților noștri, cei care plecarea noastră atât în perioada de pregătire, cât și pe timpul dislocării în Afganistan a însemnat eforturi suplimentare mari, emoții și dor. Gândurile și încurajările celor dragi de acasă au contat foarte mult pentru moralul, optimismul fiecăruia dintre noi și pentru aceasta le mulțumim. Astăzi, bucuroși, suntem cu toții din nou împreună. Mulțumim de asemenea tuturor celor care ne-au mandatat cu această misiune, celor care au crezut în noi și în capacitatea batalionului 495 parașutiști de a genera o forță capabilă să se disloce și să execute o misiune la cele mai înalte cerințe în teatrul de operații Afganistan. Încheiem astfel un capitol în istoria unității noastre, conștienți că de mâine va începe un altul, pentru că batalionul 495 parașutiști capitan Ștefan Șover are potențial și ambiții mari, iar aprecierile onorante ale partenerilor de coaliție, ale comandanților noștri și decorarea drapelului de luptă al unității de către președintele României, cu virtutea militară în grad de comandor cu însemne pentru militari de război, ne obligă la mai mult. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc tuturor! Are cuvântul domnul general locotenent Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării. Domnule ministru al apărării naționale, distinși invitați, doamnelor și domnilor, dragi militari ai batalionului 495 Protecția Forței, am să încep prin mă adresa direct dumneavoastră,
cei care încheiați misiunea astăzi și să vă spun bine ați revenit acasă. Am avut ocazia pe parcursul carierei să mă întorc din câteva misiuni în acest fel și sunt bucuros să recunosc în formație o parte dintre camarazii cu care am servit în teatrele de operații din Irak și Afganistan în această brigadă, Brigada 1 Mecanizată. Și vreau să vă spun că înțeleg sentimentele care vă încearcă astăzi. În primul rând, un sentiment de ușurare și un sentiment de bucurie pentru că sunteți din nou alături de familiile noastre. Un sentiment de mândrie, sunt sigur, pentru că puteți raporta cu succes misiunea îndeplinită și pentru că toți v-ați întors din teatrul de operații la cei dragi și în cadrul unității. Și cred că și un sentiment de încredere, pentru că ați dovedit că sunteți capabili să îndepliniți cu succes o misiune dificilă într-un teatru de operații complicat și să vă întoarceți cu toții acasă. Pentru toate aceste lucruri și pentru aprecierile pe care le-ați primit din partea camarazilor și a celorlaltor trupe care au executat misiunea împreună cu dumneavoastră, vă felicit și vă mulțumesc în numele conducerii statului major al apărării. Spunea și comandantul, ați dedicat mai mult de un an din viața și activitatea dumneavoastră acestei misiuni. Ați trecut printr-un proces riguros de selecție, ați trecut printr-un proces de pregătire, v-ați dislocat în teatrul de operații, s-a desfășurat transferul de autoritate, ați executat misiunea în două zone importante, în Kandahar și Kabul, și vă reîntoarceți astăzi acasă. Mă uitam peste statisticile misiunii dumneavoastră. Timp de 6 luni ați executat 870 de misiuni de patrulare în area de operații, din care 651 în parteneria cu forțele afgane. 407 misiuni pe timp de zi, 463 de misiuni pe timp de noapte. Consider că ați contribuit decisiv la securizarea bazelor din Kandahar și Kabul. Una dintre principalele misiuni a fost aceea de asigurare a protecției echipelor de consiliere, pe care le-ați însoțit în 810 patrule în 6 locații planificate. Întregul dumneavoastră efort a reprezentat parcurgerea 88.000 de kilometri, din care 2.500 de kilometri au fost parcurși de patrulele dumneavoastră debarcate. Fie că ați acționat în zona de apropiere apropiată a bazei, zona apropiată de apărare a bazei aeriene Kandahar, în centrele de instrucție afgane, în principalul punct de acces al bazei militare CAF sau în New Vance Complex din Kabul, angajamentul, profesionalismul, responsabilitatea și loialitatea pe care le-ați demonstrat au făcut ca Armata României să fie percepută ca partener și aliat de încredere în NATO. Prin misiunile îndeplinite cu profesionalism, România s-a impus ca partener serios și credibil în rândul aliaților și în cadrul comunității internaționale. Aprecierile despre care vă bucurați dumneavoastră, aprecierile militarilor români pe timpul misiunilor în teatrele de operații, sunt o dovadă a faptului că Armata României știe să-și pună în valoare una dintre cele mai importante resurse, resursa umană. Participarea la aceste misiuni oferă o susținere concretă a angajamentelor asumate de România. Noile amenințări la adresa securității globale impun dezvoltarea continuă a programelor de parteneriat asumate în vederea dobândirii de capacități flexibile, capabile să se desfășoare rapid și să răspundă noilor tipuri de amenințări. Armata României este și va fi în continuare beneficiarul unui program ambițios de transformare și modernizare, ținând cont că România s-a angajat să aloce 2% din PIB pentru apărare. Este un angajament ferm luat față de NATO, care ne permite să beneficiem de tehnică și echipamente moderne de luptă. Însă, înainte de toate, este nevoie de implicare, inițiativă și pregătire, toate acestea într-un efort conjugat al nostru, al tuturor. Vă mulțumesc astăzi pentru modul exemplar în care v-ați îndeplinit misiunea. Vă mulțumesc pentru contribuția adusă la securitatea României și la consolidarea poziției noastre în cadrul comunității internaționale și a Alianței Nord-Atlantice. Vă mulțumesc pentru dedicarea și pentru efortul pe care îl depuneți zi de zi în slujba Armatei României.
Încă o dată, bine ați revenit acasă. Adresăm respectuos invitația de a lua cuvântul domnului Nicolae Ionel Ciucă, ministrul Apărării Naționale. Dragi militari ai batalionului 495, infanterie, capitan Ștefan Șover, bine ați revenit acasă. Domnule general locotenent, șef al statului major al apărării, domnilor generali, domnilor ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați, personal civil, dragi invitați, dragi membri ai familiilor, prieteni, dați-mi voie să-mi exprim bucuria de a-i revedea pe militarii care astăzi sunt în formație în fața dumneavoastră și în mod deosebit pentru a-i revedea pe toți. Pentru că așa cum am discutat cu ei când ne-am văzut în Kandahar și la Kabul, la ultima vizită pe care am efectuat-o în teatrul de operații, ne-am promis unii celorlalți că o să avem grijă și o să ne îndeplinim misiunile așa cum am făcut-o de-a lungul timpului și de asemenea că o să facem tot ceea ce ne stă în putință să ne revedem cu toții acasă. Iată acest lucru s-a întâmplat și mă bucur foarte mult exprimându-mi în același timp mândria pentru modul în care v-ați îndeplinit misiunea. În urmă cu 18 ani, România se alătura Statelor Unite în Afganistan în operația de luptă împotriva terorismului Enduring Freedom. Era cea mai importantă misiune militară a armatei române după cel de-al doilea război mondial. Au trecut 18 ani, o vârstă a maturității pe care Armata României o sărbătorește astăzi prin ceremonialul de repatriere a batalionului 495 Infanterie Capitan Ștefan Șover. De-a lungul timpului ați participat la mai multe misiuni, atât în Afganistan, cât și în Irak. Este cât se poate de evident faptul că unitatea în sine a dobândit experiență, a dobândit blazon și are cu ce să se mândrească atunci când vine vorba de modul în care și-a făcut datoria față de țară. Ca participant la misiuni în teatrele de operații, nu pot să nu mi-aduc aminte cât sunt de dificile condițiile de viață, cât de mari sunt riscurile și mai ales cât de greu este să fii departe de cei dragi. Știu, de asemenea, că nu v-a fost ușor. Am discutat și în Kandahar. Am remarcat, de asemenea, că condiții deosebit de grele în care v-ați îndeplinit misiunea au fost subliniate și de către comandantul batalionului și de către șeful statului major al apărării. Dar asta reprezintă specificul meseriei noastre și prin aceasta ne evidențiem în tot ceea ce înseamnă spiritul de sacrificiu și dorința de a ne face datoria față de țară, față de neam, față de drapel.
aș vrea să reiterez ceea ce am trăit atunci când am vizitat baza din Kandahar și de asemenea baza de la Kabul, când în întâlnirile pe care le-am avut cu comandanții dumneavoastră din teatrul de operații, mi-au spus că dacă vor fi întrebați vreodată pe cine ar dori să aibă alături în luptă, mi-au spus foarte simplu și foarte sec, i-am vrea pe militarii români. Asta reprezintă cu adevărat un moment cât se poate de onorant pentru fiecare dintre cei care am fost acolo și în mod deosebit pentru mine ca ministru al apărării naționale. Nu este ușor să câștigi încrederea celor mai performante armate din lume. Independența României a fost câștigată de armată în afara granițelor țării. La 142 de ani distanță. Iată-ne astăzi, după atât de mult timp, bucurându-ne de tot ceea ce înseamnă mândria de a ne face datoria alături de aliații noștri din NATO, alături de principalul nostru aliat, Statele Unite, și să trăim cu încrederea că avem garanții de care beneficiem pentru ca armata să poată să-și îndeplinească dificila misiune atât de apărarea granițelor țării, cât și de a-și respecta toate asumările la nivel aliat sau de parteneriat. Pacea și liniștea celor de acasă sunt asigurate în prezent de armata română, care a devenit tot mai puternică. Și mi-a plăcut foarte mult cum a subliniat comandantul batalionului. Tot mai experimentată, tot mai coezivă, tocmai prin aceste misiuni pe care le-a executat în Afganistan, în Irak, în Balcanii de Vest și, de ce nu, trebuie menționat că începând de anul trecut și în Mali. Dați-mi voie să mă adresez membrilor familiilor dumneavoastră, cărora le mulțumesc pentru că v-au susținut, pentru că ne-au susținut, pentru că relația aceasta la distanță este cea care ne însuflețește și ne dă tărie să facem față întregului set de vicisitudini pe care le întâmpinăm atunci când avem de îndeplinit misiuni atât de departe de țară. Nu este ușor să exprim în cuvinte toate aceste trăiri. Fiecare dintre noi le purtăm în minte, le purtăm în suflet și le exteriorizăm atunci când revenim acasă, când ne revedem cu familia, cu prietenii, cu toți cei dragi și avem satisfacția că odată cu îndeplinirea misiunii avem și această trăire deosebită a revederii tuturor celor dragi. Vă mulțumesc așadar, dragi membri ai familiilor, pentru tot ceea ce ați făcut, nu numai în această perioadă, ci de-a lungul timpului, pentru că toate aceste elemente de susținere noi le simțim și când participăm la
activități de instruire, la alt gen de misiuni, iar faptul că beneficiem de susținerea dumneavoastră este ceea ce ne dă liniște și putem să ne concentrăm pe tot ceea ce înseamnă îndeplinirea misiunii, indiferent unde se execută ea. Iar dumneavoastră, tuturor celor care astăzi sunteți în formație și ați revenit în țară, de la comandant la soldat, nu pot decât în nume personal, în numele premierului și al Guvernului României, să vă mulțumesc pentru modul în care v-ați făcut datoria față de țară, iar fiind convins că exprim gândirea și asentimentul tuturor celor care suntem astăzi în fața dumneavoastră, nu poate fi onoare mai mare decât aceea că atunci când te întorci din misiune, drapelul de luptă al unității să fie medaliat de către președintele țării cu o medalie care reprezintă cu adevărat simbolul a tot ceea ce înseamnă sacrificiu și virtutea militară. Bine ați revenit acasă! Distinși invitați, domnilor și domnilor, ceremonia de primire în unitatea militară a Batalionului 495 Protecția Forței Vulturii Negri din Teatrul de Operație Afganistan se încheie cu defilarea militarilor.
Batalion.